Un nou sistem de taxare pentru mașini pe principiul poluatorul plătește apare din nou în discuție după ani în care politicienii au evitat această măsură nepopulară. De data aceasta, Planul Național de Redresare și Reziliență trimis la Comisia Europeană vorbește despre nevoia de a înlocui mașinile poluante cu unele cu emisii reduse sau electrice. Așa că cei care au astfel de vehicule vor fi taxați sau riscă să nu le mai poată înmatricula pe cele mai vechi de 15 ani. În schimb, șoferii care conduc mașini verzi vor primi stimulente. Noul sistem de taxare prevăzut în PNRR îi va afecta pe mulți români. Deci vom avea parte de o schimbare, fie că vom plăti o rovinetă mai scumpă, un impozit mai mare sau la pompă prețul benzinei sau al motorinei va fi mai mare. Una din variantele astea sau o combinație dintre ele va fi în viitor. În plus, în plan, se vorbește despre descurajarea înmatriculării mașinilor mai vechi de 15 ani. A fost o recomandare, o comisie care a venit pe linia de componente de transport. Se vor discuta împreună cu Ministerul de Interne, unde se fac înmatriculările, Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului și în scurt timp vom veni cu o propunere. Pe de altă parte, românii sunt încurajați să cumpere mașini noi și sunt anunțate stimulente pentru mașinile verzi, inclusiv prin programul Rabla, prin creșterea primelor de casare. 6.500 de stații noi de încărcare pentru mașini electrice ar urma să apară în următorii 5 ani, astfel încât să ajungem la o creștere de 100% a cotei mașinilor nepoluante din totalul parcului auto. Între timp, parcul auto din România îmbătrânește. Cifrele sunt momentan pe dos. Numărul mașinilor noi înmatriculate este în scădere, în timp ce înmatriculările de vehicule rulate au crescut cu aproape 8%. Din aproximativ 7,3 milioane de mașini câte sunt înmatriculate în România, mai bine de jumătate, adică aproape 4 milioane, sunt mai vechi de 15 ani, iar 2 milioane de autoturisme au între 11 și 15 ani. Asta în timp ce mașinile mai noi de 5 ani sunt sub 700 de mii. Grav este că multe dintre mașinile pe care le aducem din alte țări nu sunt doar poluante, dar au și probleme tehnice ascunse, de care vânzătorii nu menționează în anunțuri. Probleme care pot afecta siguranța circulației și aici mă refer în principal la partea de accidente, la partea de avarii reparate prost și la kilometraj modificat. Câte dintre mașinile verificate de voi au aceste probleme ascunse? Undeva peste 50%. Mașinile pot fi verificate pe site-uri specializate, contra cost, dar este recomandată și o verificare amănunțită la service, înainte de cumpărare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.